Suntem în, în fața zonei aseptice, este, să spunem, miezul secției sau echipamentele principale ale fluxului de fabricație, unde este expus produsul steril, unde pulberea de penicilină antibiotic este divizată în flacoanele de sticlă. Personalul de acolo este calificat pentru tehnici aseptice, nicio parte a corpului lor nu comunică cu mediul exterior. Toate procesele de spălare, sterilizare a flacoanelor, procesul de umplere aseptică sunt validate. Personalul din zona de procesare este calificat pentru procesare aseptică. El trebuie să parcurgă niște teste, o instruire teoretică, o instruire practică, trebuie să parcurgă printr-un proces de mediafil unde este monitorizat din punct de vedere microbiologic, a deprins niște tehnici speciale de manipulare a componentelor sterilizate, de a efectua intervenții practice. El este învățat cum să se deplaseze, cum să pășească într-un spațiu aseptic, pentru că toate astea pot avea impact asupra produsului steril.